Jocul cu Universitatea Neptun Constanța din etapa anterioară a fost destul de greu, constanțencele luptând cu mult patos pentru a urca în clasament, însă a fost câștigat de echipa antrenată de profesorul Tadici cu scorul de 25-23. Acest ultim joc a creat un deficit în rândul jucătoarelor zălăoance, Roxana Varga fiind grav accidentată și scoasă pe brațele coechipierelor de pe teren. Interul echipei a suferit o ruptură de ligamente și în această dimineață a suferit o intervenție chirurgicală, după cum ne-a declarat și antrenorul profesorul Gheorghe Tadici. Că avem mari probleme de sănătate cu Varga Roxana care este operată din această dimineață și va lipsi circa 6 luni. Se pare că ghinionul a urmărit echipa zeloană pierzând încă o jucătoare importantă, Maria Claudia Constantinescu, care s-a accidentat în timpul antrenamentului de ieri, conform declarației antrenorului Gheorghe Tadici. Constantinescu, care a suferit în antrenamentul de ieri, de asemenea, o accidentare destul de serioasă și nu știu dacă va putea fi folosită în jocul de sâmbătă. Deocamdată este internat în spital, să vedem dacă medicii vor accepta să vină, cel puțin pentru aruncările de la 7 metri, unde ea s-a specializat și am specializat-o în perioada primelor 5 etape. Chiar dacă HC Zalău a suferit pierderi importante în cadrul echipei, să sperăm că nu va avea un efect negativ asupra jocului fetelor și vor reuși să își învingă adversarele din meciurile viitoare.